asta vom vorbi astăzi, la evenimentul nostru Visul Albastru, pentru că le legăm de speranța părinților care doresc ca și copiilor să râdă, copiilor să se joace și, în primul rând, copiilor să înțeleagă lumea în care trăim noi cu toți. Despre asta vom vorbi în această seară minunată aici la Promenada Focșani și mulțumim pentru că Promenada este o bază cu totul și cu totul deosebită. Aveți aici în jurul dumneavoastră, dacă vă jurul lor și cu ajutorul dumneavoastră, vom reuși să construim mai departe proiecte durabile, proiecte sociale, cu mare impact în rândul comunității noastre și cu siguranță vom ajuta multe familii și mulți copii care au probleme cu autism. Vreau să invit alături de mine Centrul înseamnă sufletul meu, visele mele, din trecut și din viitor. Numai că în acest moment nu mai sunt doar visele mele, sunt visele încă 22 de prieteni care mă ajută să recuperez, să aduc lumii sute de copii. Într-adevăr, sunt foarte mulți copii acolo care beneficiază de tratamente de specialitate și dacă îmi dai voie, o să-l invit pe unul din artiștii de acolo, de la centru, pentru că avem o poveste de spus. Este un vis transpus în realitate și vreau să priviți aceste tablouri și mai jos am dorit foarte mult să fie și pozele cu copiii care au participat la realizarea acestor tablouri, sunt copii autiști și îl invit lângă mine pe Mihai. Vreau să-l aplaudez, să-l aplaudați pentru că împreună cu el s-a construit acest concept interactiv aici și acum încolo și o să te rog să fii alături de noi în continuare. Ce comentarii negativi în aș dori să invit alături de mine pe Gabriela din Oana din... Au avut loc pe parcursul acestei săptămâni mai multe acțiuni, Marșul Autismului, atelierele interactive. În adevăr, această acțiune a debutat cu 3 săptămâni în urmă și am dorit ca toți copiii de toate vârstele din orașul Focșani să fie cumva implicați în această lună de conștientizare a autismului. Și am avut alături de noi copii de la grădiniță până la copii de liceu. În data de 1 aprilie, simultan în toată țara, am organizat un marș al autismului, la care ne-am bucurat de sprijinul elevilor de liceu și mulțumesc tare mult pe Consiliului Județean al Elevilor, pe care puteți să le admirați, a ieșit extraordinar. Este pe fațada Promenadei Mori și, dincolo de faptul că s-au jucat cu culoare și au pus emoții acolo, apare și un mesaj, autismul este o alegere. Și acei copii din școala generală au reușit foarte bine să transmită acest mesaj. De asemenea, am avut în Promenada Mori, pe data de 4 și pe 5, ateliere interactive de creație cu copii de grădiniță. Am avut invitat special copii de la Regatul Poveștilor și de la grădinița numărul 18, dar și alți copii care se aflau atunci în promenadă și au venit să coloreze, să facă colaje, să picteze, copii care s-au bucurat extraordinar de mult.
și care au ales ca o parte din aceste lucrări să înfrumuseteze ulterior unul dintre casele pentru vârstnici ale Crucii Roșii Vrancea. Să vedeți, fiecare lucrare este notată și vreau să spun se aude foarte bine. Lasă-mă să continui să povestesc celor prezenți. Ați văzut că la fiecare lucrare corespunde câte un număr. Aveți un voucher la dumneavoastră, spuneți cumpă lucrarea cu numărul 7, de exemplu. Și fiecare lucrare este numerotată cu un număr, ca să vedem dumneavoastră mai ușor să cumpărați aceste lucrări. Hai să povestim puțin. Înainte să povestim despre tablouri, o să povestim puțin despre ce ne dorim să facem cu acești bani. Pentru că acest atelier pentru persoanele cu autism, pentru că acum vorbesc despre persoanele cu autism, nu despre copii în mod special, pentru că acești copii devin adolescenți, devin tineri și devin adulți. Din păcate, pentru ei nu prea mai avem ce să le oferim. Vrem să dezvoltăm un astfel de atelier în care să înglobăm mai multe terapii ocupaționale, printre care și art-terapia, printre care și terapiile de, ocupaționale care includ gospodărirea proprie și așa mai departe. Nu intru în foarte multe detalii. Ei au mai făcut și alte lucruri, dar acesta este cea mai de amploare, probabil, donație de felul acesta. Și am să încep de aici, cu Marius Creiță, care... Numărul 7, pot să puteam să spun și când și numărul 7. Marius Creiță, care este născut în Focșani, trăiește acolo în Bacău, a terminat școala de arte în București. Acest peisaj este realizat într-o localitate de lângă Bacău, se numește Pescari. Zona de artă internațională. Mergem mai departe, numărul 8. Mai departe, domnul Liviu Neparte. Avem o lucrare mai specială. Numărul 9, da. Numărul 9, da. Numărul 9, o lucrare mai specială. Este o fotografie imprimată pe pânză, intervenit după aceea pe ea cu culoare. Pictată. O fotografie pictată. Este vorba de Justinia Scărmetescu, de altfel, tot colegul de-al meu. Din părerea mea este artistul cel mai împlinit dintre... Mai trebuie să spun despre tine, ai câștigat multe premii, nici n-am, toată lumea știe acest lucru, și naționale și internaționale, la festivalul George Enescu, invitată și multe alte festivaluri, de-abia aștept să te văd. Îți mulțumesc că ești alături de noi, da? Thank you.